casă. Gândiți-vă, 5 minute. În 5 minute să nu se bată mintea ta niciun gând. Decât nu mai umblai Dumnezeu. Decât nu mai să simți cum fâlfie în jurul capului tău prezența lui Hristos. Întinzi ochii și îndrept privirea interioară spre inima. Inima nu este aceea ta. Inima nu este lucrurilor de aici chiar. Unde bate inima asta, ci undeva deasupra, aici, cu inimii spirituale. Când face această legătură, atunci mintea și primează sfatul duhovnicesc al inimii. Și toată ființa ta se facă. Și atunci, într-adevăr, puterea rugăciunii poate schimba mulții, poate muta mulții. Nu o să ajungem la asta. Dar n-ar fi, măcar cât de cât, organizați-vă rugăciunea în așa fel încât să vă rugați cu mintea și cu inima. Când te rogi, hai să simți o căldură. Când te rogi cu adevărat. Când nu dă-te acovoară în inima, hai să simți o căldură. Dacă această căldură vine de jos, în sus, iese de la neamă, în organizația muzicii. Dacă această căldură vine din sus, în jos, sau se lucrează direct, deci fără trece prin partea inferioară a corpului, se lucrează aici, atunci se duc. Care se reușește în tine. S-ar putea să ajungeți la asta. După multă vreme, nu fac o prezentare cu cinita de Iisus, cel mai așa scurt, care v-a lucrat. Rugați-vă de 5 minute. În 5 minute să nu se bată mintea ca niciun gând. Decât nu mai umblai Dumnezeu. Decât nu mai să simți cum fâlfie în jurul capului tău prezența și apoi, altădată o să vorbesc mai curat de rugăciunea inimii. Și apoi să simți cum Duhul Sfânt te vizitează, rar, apoi mai des, apoi mai des, până când rămâne mult timp în inima ta. Am văzut un om. Am văzut un om care făcea rugăciunea inimii. Era Părintele Ghiuș. Era bătrân, și era foarte rar, să era meseria Cernica. Și când îl vedeai umblând pe aleile Cernicăi sau din biserică, era ca un, ca un sfântat, nu atingea pământul. Avea o față, deși nu zâmbea, avea o față luminoasă și zâmbitoare. Am avut o revelație cu el când m-am dus la Cernica și am spus la el, ce era, nu știu, vrea să te aduc colț, ca un șeptat, scaun, ca un șeptat. În penumbră, era un cel mai mult colț, era tare. Și pe cât a avansat rugăciunea, pe atât colțul Părintelui se lumina. Te uitai la dânsul și nu vedeai aureolă, dar vedeai că toată zona aceea colțului de satel nu era mai luminoasă decât restul. Altariul de timp, altariul a luminat cu lumânea lui era cu pecă. Și am înțeles atunci ce înseamnă practicarea rugăciunii. Știam de el că practic, toată lumea știa că practic. Rugăciunea, că a ajuns la forme așa de înalte, încât prin rugăciunea pe care o sunea inima lui tot timpul și mintea lui se creeze în aceasta din jurul lui, a ceva de minunat. Trebuie să spun că atunci când faci rugăciunea inimii și ai ajuns la rugăciunea desăvârșită, poți să predici, poți să vorbești cu cineva, poți să vinzi lumânări, poți să faci alte lucruri, să sapi pe tine, să zâmbești probe, iar inima ta și mintea ta cântă tot timpul, Doamne, să vizitoare să fie Dumnezeu, miliește-mă pe mine, Hristos. Tot timpul, fără întrerupere și fără despărțire de Dumnezeu. Ca și cum mintea s-a secționat doar, una care lucrează ceea ce face Dumnezeu și alta care ține legătura cu Dumnezeu, fără întrerupere. Nu ne va trebui nouă să ajungem acolo, dar Dumnezeu este mare. Dumnezeu face toate.